Seara trecută, lista cetățenilor de onoare ai Slatinei s-a îmbogățit cu alte 5 nume mari. 2 medici ce își închină viața salvării oamenilor, 2 dascăl ce creează viitorul și un arhitect ce salvează identitatea județului zi de zi. Medicul Ion David, cardiologul ce a dedicat mai mult de jumătate de secol spitalului din Slatina și slătinenilor. Pentru pacienții săi, doctorul Ion David va rămâne cavalerul în halat alb ce le-a mai dat o șansă la viață. Eu pot să zic că sufletul meu este Slatina. Profesorul universitar dr. Șerban Berteșteanu, șeful secției de orele al Spitalului Colțea, este slătineanul ce își dedică zi de zi viața salvării oamenilor, așa cum au făcut-o și părinții sau bunicii săi. Cu toate că locuiește în capitală, Slatina este și va rămâne acasă. Sunt foarte onorat, întotdeauna am iubit Slatina, mă bucur să mă întorc acasă, de fiecare dată, de fapt vin o dată pe lună acasă și sincer nu mă așteptam, e o onoare pentru mine și cred că vreau să fac și o să fac de acum încolo tot ce pot ca să-i ajut pe oamenii din Slatina așa cum am făcut-o și până acum. Profesorul de limba și literatura română, Constantin Voinescu, este pentru mulți dascălul ce a deschis minți și suflete, pentru alții este scriitorul cu penel de aur, iar de acum este și cetățeanul de onoare al orașului de pe malul Oltului. Pentru domnul profesor, Slatina este cetatea pentru care trebuie să se sacrifice asemenea unui cavaler din literatură. Sunt deosebit de onorat, cum să nu fii emoționat când cetatea te consideră unul dintre vrednicii ei cetățeni și cum să nu sporească datoria ta de cetățean față de cetate în asemenea condiții. Locuiesc în Slatina de jumătate de veac și a devenit casa mea. Aici m-am împlinit profesional, aici m-am împlinit cultural și aici probabil că voi sfârși cu gândul că mi-am împlinit rostul față de cetate. Slatina a devenit acasă și pentru profesorul Marius Perianu, un dascăl care a creat o cale mai ușoară către matematică pentru elevii săi. Profesorul cu un CV impresionant i-a determinat pe mulți dintre elevii săi să-i calce pe urme. Este un sentiment de mare mândrie și de onoare pentru că reprezintă un lucru important, cred că pentru oricare cetățean, să fie recunoscut și apreciat de comunitate. Sunt foarte recunoscător, mai ales pentru că pentru mine Slatina înseamnă acasă, locul unde mi-am întemeiat o familie și unde mi-am construit o carieră, care pot să spun că am onorat-o așa cum se cuvine. Cel de-al cincelea cetățean de onoare de anul acesta se identifică cu salvarea identității arhitecturale a orașului. De numele arhitectului Severică Mitrache se leagă multe proiecte. Salvarea casei Fântâneanu este unul dintre acestea. Severică Mitrache vede orașul altfel decât îl vedem noi toți. Slatina e deodată cu țara. Dacă aș vedea-o altfel decât bine, n-aș fi nicio secundă începând din momentul ăsta aici. La această dată, Slatina are 80 de cetățeni de onoare. Lista rămâne deschisă, fiindcă orașul nu duce lipsă de oameni mari, remarcabili, dedicați și profesioniști.